Cetatea Deve este fără îndoială cel mai cunoscut edificiu turistic al reședinței de județ, devenind principala atracție pentru turiști și ca urmare a multitudinii de acțiuni, evenimente și proiecte organizate în cetate cu sprijinul primăriei municipiului Deva. Un astfel de eveniment intitulat sugestiv Turist la Cetatea Devei se va desfășura duminică 22 mai. Va fi un eveniment în acest weekend numit Vivat Castrum Deva, care este organizat împreună cu Primăria Municipiului Deva și scopul acestui eveniment este promovarea cetății care veghează de 750 de ani asupra orașului. Organizatorul principal este Asociația Culturală de Lardeiet, care nu este chiar așa veche, ca și cetate, are doar un deceniu jumate, dar și-a propus să promoveze valorile istorice, culturale și arhitecturale din această zonă. Manifestarea de duminică este la prima sa ediție, urmând a se desfășura sub genericul Vivat Castrum Deva. Dar Asociația Culturală condusă de colega noastră de breaslă, Reica Gașpar Bara, are experiență în organizarea de astfel de evenimente, scopul acțiunii fiind acela de promovare a cetății. În acest 15 ani, Asociația Culturală de Lardeiet a organizat numeroase evenimente pentru promovarea monumentelor istorice. Am organizat festivaluri la numeroase cetăți din județ și din județele limitrofe. Am participat la festivalul din țară și străinătate. În cadrul asociației există un ansamblu de dans medieval numit Renaissance. Și având această experiență de 15 ani, ne-am propus anul trecut, de fapt, să ne concentrăm un pic la promovarea cetății Devei. Evenimentele vor începe la ora 10 și se vor desfășura la poarta 1 a cetății și pe platforma Artileria Vest. Organizatorii propun un program interesant cu dansuri medievale prezentate de grupul Renaissance și muzică din aceeași perioadă, interpretată de cimpoierii din Transilvania. Activitățile vor fi interactive, publicul putând lua lecții de dans medieval, dar și să participe la unele ateliere practice. Va fi un eveniment, cred că, foarte frumos, alături de cimpoierii din Transilvania și ansamblul Renaissance din Deva. Veți putea urmări dansuri medievale, asculta muzică medievală și nu numai să priviți aceste dansuri, dar veți avea ocazia să și încercați, să și dansați alături de ansamblul Renaissance. Vor fi alături de noi și meșteri populari și artizani care vă vor împărtăși secretele lor, veți putea confecționa piese din lemn, din pâslă, să cunoașteți mai bine lavanda. Deci, eu cred că va fi un eveniment foarte frumos și prin care o să câștige turiștii o experiență care le va îndemna să se întoarcă la Deva și în această cetate. Intrarea publicului la acțiunea Vivat Castrum Deva din cadrul proiectului Turist la Cetatea Deva este liberă.